Niciodată n-ai să înțelegi dacă n-ai să fii disciplinat. Vorbiți frumos, domnule primar, nu vă permit să mă tratați cu lipsa de bun simț pe care domnul o tratați. Domnule primar, o să vorbiți cu ședinte de ședință, o să vorbiți mai mult. Tocamdată, păi, haideți să fiți să stau cu mult, domnul primar, dacă vrea respect, să respecte. Eu vă respect, domnule primar. Domnule, să respectați, mai ales că sunt scris la facultate acum. Ne să respectați. Și vă mai zic, domnule primar, sunt scris la facultate acum. Haideți să vă spun că aveți o problemă așa, aveți o problemă personală, că n-ați reușit să faceți școală multă. Haideți să procedăm la desfășurarea ședinței. Vedeți că primește doamna secretar. De când e cine să facă? Vă rog frumos. Ce mă rugați frumos? Asta să fim de plin de concepte care haideți să procedăm acestei ședințe. Și vă rog dacă aveți discuții la procesul verbal al ședinței trecute. Vedeți, l-am primit. Nu. Îl aveți pe masă. L-am primit, era pe masă. Refuzați să citiți. Deci asta nu se mai cheamă ședință, că nu înțelege nimeni. Băi, domnul președinte, dai cuvântul la fiecare în parte. Exact. Scurt! Altfel vă bat în ea. În primul rând, vă rog să mă respectați, pentru că eu am trebuit să vorbesc de tată. Dacă nu aveți discuții, supun la vot procesul verbal al ședinței trecute. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Se dau lucrările ședinței domnului președinte. Vă rog. Bani cum unde vă. Pe bani cum unde vă. Dispune. Convocarea Consiliului Local al Comunei Bucăci în ședință ordinară pentru data de 31 mai 2021, ora 14, care are loc în sala de ședință a Primăriei Comunei Bucăci. Cu următoarea ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor privind concesionarea terenului în suprafață de 1269 metri pătrați, teren aparținând domeniului privat al Comunei Bucoci, pentru construirea unui spațiu comercial, inițiator domnul primar Cristo Cristian. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței drumurilor comunale și sătești pe raza UAT Bucoci și condițiile de acces de către LIFCOMAL SRL pe durată și în limita contractului de închiriere numărul 44 din 5 februarie 2021, inițiator domnul primar Iștoc Cristian. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Bucoș la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2021. Inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunei. Mai e cazul, a ieșit și era de ieșit domnul primar? Aici, care sunt îndreptățiți să fie ei, da? Corect. Ceilalți trebuie să aibă, să îndeplinească condițiile legii. În sensul că trebuie acreditare și așa mai departe. Bun, atunci. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Bucoci la susținerea costurilor aferente studiului de oportunitate, înființare și delegare în comun a serviciului de transport local de călători, zona metropolitană. Inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunei Bucoci. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 25 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic la obiectivul de investiții, extindere și modernizarea rețelei de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public în Comuna Bucoci, inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunei Bucoci. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de coexistență pentru rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în Comuna Bucoci. Inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunei Bucoci. Domnule primar, mai sunt puncte de adăugat? Nu. Mai avem de introdus un punct pe ordinea de zi, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Bucoci în adunarea generală a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, la care Comuna Bucoci este acționar și în APA
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vacă. Mai sunt proiecte? Mai era unul pe urmă. Domnul Dubișteam. Domnul. Bună ziua. Un proiect de hotărâre privind aprobare, se aprobă prezentarea lucrării de investiții amenajări, locuri de joacă pentru copiii din satele comunelor Cuvoci. Comunei Cuvoci. Și finanțarea acestor investiții din bugetul local sau din alte surse. Dacă mai sunt alte proiecte. Mai sunt alte proiecte? La diverse aș dori să spun. Da. Și oricum diverse. Da, da. Vreau să discutăm un pic situația drumurilor de exploatare a agregatelor minerale din comună. Da, se pare că se leagă deja da. Cu avizul. Nu, e suplimentul. Supunem la vot ordinea de zi? Supunem la vot, suplimentară. Suplimentară. Supunem la vot suplimentară. La diverse, dacă se poate, la diverse, acum întreagă ordine de zi. Nu știu dacă este... Supunem la vot întreaga ordine de zi, suplimentată. Cine este pentru? Trebuie să facem o precizare. Domnul Ilias Vasile este venit din străinătate și se află în carantină. Dumnealui dorește intrarea în direct conform regulamentului de organizare și funcționarea al consiliului local pe în direct pe web, cameră, pe ce e WhatsApp, dumneavoastră? WhatsApp sau telefonul. Când supunem la vot. Ok, e corect. Nu, dar avem o aprobare din regulament. Este corect de punere legal. Are dreptul să participe. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor privind concesionarea terenului în suprafață de 1269 metri pătrați, teren aparținând domeniului privat al Comunei Cuvoci, județul Bacău, pentru construirea unui spațiu comercial. Inițiator Cristo Cristian, primarul Comunei Cuvoci. Da, prima dată cuvântul domnului primar, după aia. Aș vrea să mă fac înțeles, dar înainte de tot, de toate, aș da citire din articolul 362 codul administrativ, care prevede modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată. Alineatul 1. Bunurile de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate, ori închiriate. Necesitatea concesionării suprafeței de 1269 metri pătrați teren aparținând domeniului privat al Comunei Cuvoci. Motivele sunt de ordin economico-financiar și social. Motivul economic și financiar. Concesionarea terenului este o sursă constantă de venituri la bugetul local prin stabilirea unei redevențe legale. De asemenea, concesionarea va genera plata de taxe și impozite care vor constitui parte la bugetul local și de stat. Vă rog, domnule senator. Bună ziua. Bună ziua, senator Sebastian Cernicu, domnul președinte de ședință, dacă îmi permiteți. Da. Prin legea mă să particip la ședință de Consiliul Local. Chiar vă rog, dar vă rog dumneavoastră nu și alți invitați. Nu sunt să le țin partea lor, dar mi se pare normal ca presa să participe la ședință. Da, este prezentă, o acreditare. Ai automat celelalte prese, poți să preia materialul de la tine. Am înțeles, înțeleg că cineva de la alt canal nu poate participa la ședință. Conform legii. Conform legii. Deci, rog ceilalți participanți să părăsească sala. Am înțeles. Puteți să respectați legea, vă rog? Doamna secretar, vă rog verificați. Puteți să ne explicați legea care nu ne permite să participăm la o ședință publică? Da, vă rog frumos să lăsați să ne desfășurăm ședința în cele mai multe. Păi, asta vrem și noi, să vă desfășurați și să asistăm. Vă rog să revizim de noi. Ne-am îndeplinit condițiile impuse de regulament. Dar nu pot să stau și pe margine. Dar e frumos, nu s-a venit de aia o fapt. Mi se pare că acești consilieri respectă condiția asta pandemică și sănătatea socială.
Respectați regulile impuse autorități privind participarea în spații închise. Vă rog frumos, depășim limita domniță. Că stați unul lângă altul, vă păi și așa stăm unul lângă altul și mai veniți și dumneavoastră urcați pe masă. Atunci, haideți să găsim o sală mai mare și să facem ședința asta publică așa cum se cuvine. Doamnă, ședința a fost publică. Păi nu se pare că este publică, că ne dați afară, continuu, vreți să stopați de noi. Nu înțeleg de ce, aveți ceva de ascuns? Respectați legea, că ați spus. Am spus deci, dar respect presa, dar respectați și dumneavoastră legea. Nu s-ar zice. Dumneavoastră faceți un abuz de presă. Dumneavoastră faceți un abuz de presă. Vă rog, domnul primar, domnul președinte, am o rugăminte la doamna secretară. Doamna secretară, sunteți reprezentantul și garantul legalității actului administrativ. Vă rog frumos să explicați tuturor celor de la masă care lege, sau dacă știți care este legea care nu permite presei să asiste la o ședință publică într-o instituție publică, să ne spuneți și noi și nouă să știm și noi legea aia, că eu n-am văzut un idee. Vă rog, doamna secretar general. Dacă consilierii o consilierii au lăsați-o cu doamna secretară. Vă rog, doamna secretară. Am venit aici să șantajăm, da. Să facem noi aici, doamna. Vă rog, doamna secretară. Ați mai venit, ați mai venit, dați-i domnul. Toată stima pentru domnul senator. Să vă stea cel nimic, mă numesc. Doamna secretară, vă rog. Domnilor invitați. Legea. Domnii pot participa fără nicio restricție, dar nu au voie să filmeze. Da, cum i-a spus? Deci noi avem... S-a supus la vot. Menționați de ea, facem fiecare ce vrem. Deci pot filma... Părtați masca, domnule consilier. Vă rog frumos, masca. Nu mă respectați că vor filma. Nu mă respectați cum se cuvine. Dați-o cum se cuvine. Pot participa și să filmeze în momentul în care au acreditare de la instituția la care vor să... Doamna secretar, vă rog să ne citiți legea, doamne. Legislație. Unde există? Unde există? Am avut... Unde există? Proces de instanță cu excluzia ca și ședință pe bani public. Există o legislație, nu știu asta să vă spun. Nu mi-a spus legea. Nu există, așa este. Există, asta vă spun, îmi spuneți... Vă rog să ne puneți pe masă aici. Dar cine se întâmplă? Păi, dar ce facem acum? Stăm, discutăm acum. Da. Domnul președinte. Vă rog frumos, Revin cu expunerea de motive referitor la punctul numărul 1 pe ordinea de zi, da? Necesitatea concesionării sunt pe motiv ordinul economic, financiar și social. Motivul economic
și financiar. Concesionarea terenului este o sursă constantă de venituri la bugetul local prin stabilirea unei evidențe legale. De asemenea, concesionarea va genera plata de taxe și impozite care se vor constitui parte la bugetul local și de stat. Motivul social al concesionării. Prin activitatea propusă a se desfășura în viitor, pe acest teren, activitatea comercială și de alimentație, sunt sprijiniți locuitorii comunii în sensul că se vor reduce cheltuielile cetățenilor cu, ca urmare a creșterii concurenței, care îl supără pe domnul Iftime, între operatorii economici. Nu mai pronunțați numele domnule primar, vă rog frumos, nu face nicio onoare. De asemenea, concesionarea terenului va crea noi locuri de muncă pentru cetățenii comunii. Aceștia, având oportunitatea să lucreze aici, în comună, aproape de casă, fără a mai fi nevoit să facă naveta în oraș. Vor fi create premisele dezvoltării unei investiții viabile într-o zonă cu potențial de dezvoltare. Mai exact, prin spațiu comercial, înseamnă și construirea unei farmacii în zonă, unei frizerii, salon de coafură, mai nou, după cerințele actuale, o stație eco de încărcare pentru autovehicule electrice. Da. De ce nu vreți dumneavoastră să privim în viitor? De ce ați făcut scut în jurul a două societăți care până la urma urmei e o concurență, o concurență loială, domnilor? Vă rog frumos, n-am terminat expunerea de motiv. Păi faceți-vă exprimarea, nu ne atacați pe noi, domnule. Nu am atacat. Asta faceți, atacați, în loc să faceți expunerea de motiv. Atât, nu mai ai jos, cum am pus. Da. Tot pe acest proiect aș dori să vă aduc la cunoștință care este dorința întregii comunități Buhoceni. Domnul primar, acum două zile, spunea în fața unei televiziuni că s-a consultat cu cetățenii din comuna Buhoce. Domnule primar, vă invit să spuneți cu care dintre cetățenii, că noi nu știm, nu ați întrebat pe nimeni. De nimic. Deci aici, cu siguranță, adevărul la ciocolit. Am spus că am analizat situația zonă și ne-am informat de la consultanți cine pe linii de finanțări privind cămine culturale. Dacă nu, vă mai uitați odată. Păi nu, eu m-am uitat foarte bine. Acolo ați mințit, domnule primar, pentru că ați spus că v-ați consultat cu cetățenii și nu ați făcut tot acest lucru. Bun. Bine, nu mai... Se spune că domnul primar, în motivarea proiectului dumnealui, este doar un proiect al dumnealui și al celor din majoritatea toxică bucăceară din toții locale. Din acest proiect, domnule primar, nu m-am întrerupt. Cine e majoritatea toxică, domnule? Cei care susțineți acest proiect, am spus că spuneți-i pe toți, domnule. Domnule președinte, m-am întrerupt. Este un adevăr. Deci, a spus domnul primar în motivarea proiectului că creează locuri de muncă. Vă aduc aminte că pe raza 2 km sunt simți magazine care au angajați din comuna Buhoci. Ce facem cu acești oameni, domnule primar? Se supun concurenții, domnule. Care concurență, domnule primar? Dar ea democrație, ea și democratică, domnule. Dumneavoastră, nu? Dumneavoastră sunteți ales. Nu favorizați de al dumneavoastră. Să reprezentați, nu este niciunul favorizat. Domnul Mareș este favorizatul dumneavoastră, este PNL. Face parte din partidul dumneavoastră. Domnul Mareș nu face parte din partidul meu, vă înșelat, domnule. Dar nu asta se urmărește. Domnule președinte, vor îngim până mâine, dacă exact. Vă rog să stai, un cinci, ca că... Domnule, știm, este trecut pe lista de consilier. Pot să vă aduc eu, dacă nu vrea, dacă cineva nu cunoaște, eu vă aduc prin casă. Aduce-l, domnule. Aduce-l, domnule. Aduce-l aici. Bun. Deci, acești cinci operatori economici de pe raza statului Buhoci au mai mult de 20 de angajați împreună, care își vor pierde locurile de muncă. Cu siguranță. Din noi sunt 5, numai 1. Vorbeam de... Domnul consilier, vă rog frumos. Vorbeam, aveți bun simț și ascultați. Nu mai întrerupeți. Nici nu mă știu. În consecință, ca să scurtez, că văd că sunt întrerupte la fiecare cuvânt, cetățenii din satul Buhoci nu doresc supermarket. Doresc centru cultural multifuncțional, domnule primar. Și în consecință, să știți că, indiferent dacă dumneavoastră și majoritatea pe care o conduceți
cu dezonoare din punctul meu de vedere. Veți vota acest proiect, o să dăm startul unui referendum, vom întreba cetățenii din poartă în poartă, vă sunt de sărbători și vom atrapa această... Ce am făcut până acum? Păi nu am făcut nimic pe... Noi lucrăm la București. Ați făcut ce în fața primăriei, domnule? Nu este adevărat, domnule, pentru că dumneavoastră apresați presa. Au fost autorizat domnilor consilieri, haideți să fim conciși, vă rog frumos, haideți să nu mai vorbim unul peste altul. Păi nu vorbiți cu mine, vorbiți cu colegii dumneavoastră. Nu, eu mă refer la toată lumea. Eu și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, faceți la fel. Vă rog frumos. Vă vedeți că fac așa să mă opriți, vă rog. Exact. Da? Haideți, terminați, vă rog, ca să pot să dau cuvântul și la alții. Mesajul cetățenilor din satul Buhoci este că nu își doresc supermarket. Își doresc un centru cultural multifuncțional care să includă farmacie, mini-cinema, loc de joacă pentru copii, bibliotecă, sală de evenimente și așa mai departe. Asta își doresc cetățenii din satul Buhoci, domnilor consilieri din Buhoci. Domnul primar, în schimb, poate face acest supermarket în Bijghir, acolo este cerere, domnule primar, la Bijghir se dorește un supermarket. Faceți-l acolo și îl susținem și noi. Nu vă mai bateți joc și haideți să acționăm cu un avantajul cetățeanului pe care îl reprezentăm aici. Vreau să respect pe domnul președinte care este venit. Am să fiu cât se poate discord. Chiar primar, mai înainte ați afirmat că se scoate la concesiune în terenul ăsta, unde se poate face? Farmacii, frizerii... În scop comercial, domnule, care exact. Sunt mai multe rasuri. Ce e atâta de... Da, suntem de acord cu chestia asta. Dar destinația văd că este pentru supermarket. Dacă vreți să faceți supermarket acolo, unde mai faceți frizerii cu acolo și restul ce mai știți făcut? Deci, nu cu dedicație specială. Spuneți, vreți să facem acolo asta, asta și asta. Sub acoperirea frizeriei și restul... Ce-ați mai afirmat că este necesar? Facem supermarket. Deci, să fiți conciși. Facem supermarket sau facem prizerii cu afură și spațiu de joacă? Scoatem din contest. La concesiune mare, în scop comercial. Și farmacia e în scop comercial. Și stația Eco Peco e în scop comercial. Dar înainte de toate. Când scoateți la vizitați, domnul primar, că vizitați destinația exact. Pentru motivul ăsta. Deci, acum, asta eu îmi zice în propriul comercial. Da, vă rog, domnule. Dar l-a scos cu destinație. Dacă citim bine proiectul de hotărâre, spune că noi pornim procedura de evaluare pe care ulterior o aducem tot în Consiliul Local. Caietul de sarcini, tot dumneavoastră îl faceți cu ceea ce vreți să facă. Momentan, gândim un preț de pornire a concesionării, care se face pentru un evaluator ANEVA și toate astea. Nu spune nicăieri. Că deja concesionăm, că deja facem, că deja dăm. Dacă cetățenii nu-și doresc lucrul ăsta, domnule, se face o evaluare. Nu sunt cetățenii lucrurile, dar trebuie să fie reprezentanți. Vreau prima dată, domnul. Da, deci... strict pe punctul... Haideți ca să fim... strict, discutând strict pe punctul numărul 1 de pe ordine de zi, din text scrie foarte clar pentru construirea spațiului comercial. Deci nu știu cum scrie de supermarket. N-am găsit poate scrie persoana, niște persoane. Deci din text scrie spațiu comercial. Spațiu comercial înseamnă un loc, o locație, unde se pot desfășura mai multe activități comerciale. O parte din aceste activități comerciale le-a enumerat domnul primar. Probabil, în momentul în care se va depăși acest punct de pe ordine de zi, prin votul Consiliului Local, se va face un caiet de sarcină și la licitație pot participa și alți agenți comerciali de pe raza Comunii Buhoci, care au fost enumerați aici în discuții, plus alte persoane fizice care doresc să investească de pe teritoriul care, de teritoriul comunii voi sau și din altă parte, care doresc să participe la această licitație. Licitația nu este o acțiune premeditată. O acțiune în care se va ști cine va fi acel câștigător. Licitația trebuie să respecte legislația în vigoare, însemnând un caiet de sarcini, însemnând participare, însemnând stabilirea unor criterii de competiție și așa mai departe, lucru pe care îl vom face tot noi, Consiliul Local.
Mi se pare că discuția avansează într-o zonă complet păguboasă pentru întreg Consiliu. Intrăm în niște discuții fără substanță și fără o finalitate constructivă, lucru care, din punctul meu de vedere, este incorrect pentru Consiliul Local Buhoci. Rugămintea mea este să încercăm să gândim constructiv, să încercăm să gândim în spiritul jurământului care l-am depus fiecare dintre noi, că vom depune toate eforturile fizice și intelectuale, astfel încât din aceste eforturi să câștige cetățeanul din Comuna Buhoci și nu terțe persoane. Și pe acesta vă spun în mod cel mai sincer că vom ajunge la o hotărâre sau la hotărâri, vor fi un șir de hotărâri după acest proiect, vor fi un șir de hotărâri și aceste hotărâri sunt convins că vor îndeplini toate condițiile care le-am stabilit, care le-am enumerat și care le-am și jurat noi atunci când am depus mandatul de consilier, primar sau viceprimar. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Rian, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, domnule primar, doamna secretar, stimați colegi consilieri. O să, cu privire la proiectul numărul 1 de ordine de zi, o să vă cer atenția 2-3 minute în care voi prezenta o dizertație privind acest proiect cu aprobarea și demararea procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 1268 de metri pătrați. Și aici o să fac referire la istoricul acestui teren. Și anume, la 1865, pe acest teren se dădea în funcțiune prima școală de învățământ primar din Comuna Buhoci. Teren, până la acea vreme, aparținând Mănăstirii Răducanu. Această școală a fost condusă de către învățătorul Pelin Neculai, care era și primar al comunei la acea vreme, da? La 1885, la 20 de ani distanță, apărea și prima școală din satul Bișghel. După aproape un secol de funcționare a acestei școli din satul Buhoci, cu excepția anilor 1916-1917, unde nu a mai funcționat, fiind transformată în spital de campanie pentru primul război mondial, această școală își încheie activitatea de învățământ primar în anul 1960, deoarece domnul învățător Constantin Popovici, la 1953, turna fundația unei noi școli, pentru că cea veche nu mai corespundea cerințelor, da, după aproape 100 de ani, construcție care a fost finalizată în toamna anului 1960, iar vechea școală din satul Buhoci este înlocuită cu o construcție nouă, dotată cu 6 săli de clasă, laboratoare, cancelarie, magazie, etc. De la 1960 până la 1986, vechea școală de pe acest teren pe care noi astăzi îl avem în discuție, este folosită ca un centru cultural unde se găseau cămin cultural, bibliotecă, cofetărie, librărie și atelier mecanic. Astfel spus, paragrafez pe cineva aici, cine își uită trecutul nu va avea niciodată un viitor. De ani de zile, România a devenit doar o societate de consum. Da? Nu mai producem, nu mai inovăm nimic decât doar în domeniul IT, deoarece cultura și educația nu a mai fost promovată, iar anumite persoane, da, sau instituții ne doresc un popor slab și fără prea multă pregătire. Motiv pentru care inovația și creativitatea cam dispărut din rândul copiilor și al tinerilor. Lipsa unui spațiu în care copiii din comună să se poată întâlni, unde se pot juca, unde se poată socializa, să schimbe păreri și idei, lipsa unor servicii medicale de calitate și de prevenție la nivelul comunei, toate acestea la un loc sunt un deserviciu adus comunității. Motiv pentru care eu astăzi, în calitate de consilier, voi da un vot negativ acestui proiect și sfătuiesc în aceeași măsură toți colegii consilieri de a cugeta și a pune în balanță cu privire la viitorul comunității locale. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi! Am să răspund în calitate de consilier, fiind decanul de vârstă în Consiliul Local al Comunei Buhoci, cunosc foarte bine situația acestui teren. Chiar foarte bine. Eu nu sunt venit în Comuna Buhoci. Cred cum alții și ne dă explicații. Eu sunt născut și crescut aici în Comuna Buhoci. În mandatul domnului Antuca Mihai, domnul Ciungu Bursuc Neculai a venit și ne-a cerut girul ca să se dea acest teren, ca să construiască un cămin cultural. Toate bune și frumoase.
A stat cât a stat domnul Bursuc, la un moment dat a explicat destul de clar. Nu e să-i mai fac eu că nu cultural, că mai rămas 2-3 tineri, restul au plecat afară. Nu putem să lăsăm acest pământ la infinit pârloagă, că avem destul, cred că are vreo 10 ani când costă pârloagă. Pentru întreținerea, pentru întreținerea acestui pământ necesită cheltuie. Numai anul acesta a fost cosit de 3 ori, strâns de acolo tot timpul, în pietru și așa mai departe. Necesită cheltuie, domnul. Nu, dumneavoastră faceți aluzii de genul acesta când vă place. O altă problemă pe care dumneavoastră ar trebui să o știți și eu aici, dumneavoastră, cei de la USR, niciodată nu ați fost de acord cu ceea ce se face bun în Comuna Buhoci. Ați venit cu intenții prost făcute. Și am să pot, dacă veniți mai aproape, și când a fost cu modernizarea școlii Buhoci, când a fost cu modernizarea școlii Buhoci, toți trei s-au obținut pentru bunul mers al comunii. A cui comunul dorește binele domnului? Uitați-mă, dumneavoastră. A cui comună vrea bine? A cui? Noi suntem în Buhoci, dânși, a cui comună? Dânși, de unde sunt? De unde sunt? Nu vor bine acestei comuni, domnule. Au venit, numai bagă intrigă. Bagă bățul prin gard. Atâta știe să facă aceste persoane. Vă mulțumesc. Știu să vă asumim. Domnul, știi, lasă-mă. Știu că ai făcut facultate acum, am înțeles. Și de asta ești pregătit acum. Și școala generală mai este în asta. Vă rog să fiți concis. Da. Da. Dacă tot e pe planșe, aici e până mai mare, ca să se vadă. Aici este un plan, domnul consilier, vă rog cum ajutați, al satului Buhoci. Da? Aici, la punctele 16-17, în legendă scrie așa. La punctul 16, bibliotecă, domnule primar și domnilor consilieri. La punctul 17, cămin cultural. Vi-l las, dacă vă doriți să-l studiați. Mulțumesc, domnule. Aroganța dumneavoastră răspunde de la sine. N-am terminat, domnule. În consecință, dacă tot suntem la capitolul informări și dezinformări din partea altă, aș dori să vă informez de lucru. Echipa de consilieri locali din USR Buhoci are în lucru un proiect de hotărâre prin care să se construiască un centru cultural multifuncțional. V-am mai spus și nu vreau să repet ce va conține acest centru. Și dacă nu sunteți de acord, ieri am fost contactat de un domn profesor de muzică, profesor care a implementat niște proiecte de genul celui pe care vi-l voi aduce la cunoștință acum. Domnul cu televiziunea, cameraman care merge la anunț. Ai fost înainte, da. Nu este adevărat. Domnule primar, veniți și cu o linie de finanțare în acest șer. Vă spun, dacă îmi permiteți, dar dumneavoastră nu prea permiteți. Participă la licitații, câștigă și nu fac și acolo. Proiectul acesta, n-am terminat, proiectul acesta, propus mie de domnul profesor, și care a fost implementat în mai multe comune din județul Bacău cu succes, este un... Din câte am înțeles eu, că nu am apucat să-l citesc, că l-am primit foarte mult. Trebuie să lăsăm la diverse, că proiectul de hotărâre. Proiectul acesta se poate face în parteneriat cu cineva, cu participație. Mă ascultați, domnule președinte. O participație, doamna secretar, vă rog să nu mai întrebi. 30% participă primăria, 70% un ONG, un SRL, o persoană fizică, un contract pe 5 ani de zile, persoana vine cu proiectul de finanțare prin fonduri europene, se construiește acel centru cultural sau centru un after school, cum se numește, sau un centru de formare a tinerilor și așa mai departe. Urmând ca după încheierea contractului de 5 ani să revină primăriei. Două secunde. Hai, să vă întrerup puțin. Ce spuneți dumneavoastră înseamnă deja un caiet de sarcini. Adică noi acum votăm doar demararea procedurii de licitație. Orice. Domnule președinte, dacă dumneavoastră cu majoritatea pe care o aveți, deci votați acel proiect pe acel teren să se facă ce doriți dumneavoastră. Noi, unde va avea comuna cu voci posibil în viitor un centru cultural? Noi acum vedem doar demararea unor proceduri. Nu votăm destinația terenului, este clar. Haideți, mulțumesc frumos. Haideți să spunem la vot punctul numărul 1. Vă rog. Vă rog, așa, din ce concurs am fost de la colegi, vreau să vă spun că pe mandatul
care am fost și eu primar. Personal m-am ocupat de ceea ce a spus și domnul Mocranu. A durat foarte mult, foarte greu a fost de a relua terenul pe care trebuia să fie construit căminul cu plana. S-a așteptat, nu ceda, au fost foarte multe. Și nu se știu, în fine. Dacă nu și-a atins scopul și-a așteptat atâția ani și nu s-a făcut cămin cultural, s-a dorit nu altceva. Și acum s-a găsit o soluție exact la ce să spune. Nu s-a făcut referit, nu văd niciun document să fie referit la un supermarket sau așa ceva. Deci ceva care e benefic și trebuie să trebuie niște bani. Domnule Cochilier, ați întrebat atât de mea, atât am vrut să spunem. Haideți să spunem la mă că... Păi casa la cum? Păi casa la bătaie va fi profit. Nu, vă rog frumos. Supunem la vot... Haideți să spunem la vot punctul numărul 1 în ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abține? Era și eu. Era și eu. Nu, eu împotrivă. Să sunăm pe domnul Ieși. Să vedem și punctul lui de vedere. Deci USL-ul a murit. Nu. Au venit și obiectiv. Deci l-a murit. Nu scrie de supermarket. Al treilea. Da? USL-ul e loc. În momentul când l-a dat în concesiune și să știe exact destinația. Nu poți să dai în concesiune fără să știi destinația. Debateți, vă rog frumos. Domnul Vasile Butoacu Florință. Supunem la vot punctul numărul 1 pe ordinea de, de pe ordinea de zi. Aș dori să știu punctul dumneavoastră. Sunteți pentru, împotrivă sau abțineți? Deci votez pentru. Bun. Mulțumesc frumos. Auzi. Vă sun după aia pentru celelalte puncte. Da, da. Acum trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței drumurilor comunale și sătești pe raza comunei Cucoci și condițiile de acces de către Lifcomal SRL pentru data și în limita contractului de închiriere numărul 44 din 5 februarie 2021. Vă rog. Da. De inițiatorul acestui proiect, vreau să fac niște consultări. Acest contract de închiriere este încheiat între SC Lipcomal și Apele Române. Pentru a ajunge la finalitate, în ideea că dumnealui tranzitează o parte dintre drumurile comunale sau sătești, dar nu foarte multe drumuri în, în extrabilanul comunei. Dacă aș face așa o, o analiză a zonei, ar intra pe din drumul DG252 înainte de intrare în Cote. Înainte de intrare în Cote, o mare parte din drum merge pe proprietatea privată, că dumnealui și-a cumpărat drumul, teren acolo, ca să evite discuția cu drumul din interiorul localității, drumul vechi, pe care circula și aducea disconfort cetățenilor din, din satul Cote. Dumnealui a căutat soluții și a cumpărat teren și a făcut mare parte din drum pe proprietatea dumnealui. Restul duce undeva în zona Islazului și ajunge pe terenul proprietatea Apelor Române, care dumneavoastră a făcut demersurile necesare. Dar dumneavoastră aveți alte întrebări? Sunt întrebări? Nu. Nu, speța și este... Supunem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Da. Domnule Vasile, suntem la punctul numărul 2. Da. Vă rog să-mi spuneți cum votați. Pentru. Bun, mulțumim. Cu aprobarea dumneavoastră, să lasă telefonul deschis. Colegul nostru să vă audă tot ce, tot ce se discută.
Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Buhoci la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap pentru anul 2021. Inițiator Iștio Cristian, primarul Comunei. În fiecare an am mai aprobat acest gen de hotărâre, în sensul că apar costuri la tot ceea ce ține de întreținerea unor persoane cu probleme într-un centru. Aici noi avem în jur de 5 persoane, din ceea ce știu eu, integrate în centre, în centru de la Pomănești, în centru de la Rătăciun și... Da. Noi, conform legii, trebuie să venim cu, aș zice eu, hai să nu spun finanța, contribuții la acest, la aceste centre. Sunt discuții? Mă rog. Dacă pentru anul 2021 ne-am propus un procent de 35% să-l, cofinanțarea noastră să fie și restul Consiliului Județean, pentru anul 2020-2019, domnul primar, ne puteți spune care a fost procentul? Așa. Cred că pe aproape. Coșul adică pe aproape e mai... Mai mare sau mai mic? Nu, pot să vă spun exact, că după aia ne jucăm cu cifre. Aș putea să... Tot 35%. Vă spun eu, anul trecut am aprobat de două ori. Pentru că a fost o ordonanță care a modificat... Okay. Au modificat costurile. Chiar a fost Consiliul Local, pe ultima studimetrie, a aprobat hotărârea pentru anul 2020. Vă mulțumesc. Mai sunt discuții? Da. Să punem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Domnul Vasile? Pentru. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAD Buhoci la susținerea costurilor aferente studiului de oportunitate, înființare și delegare în comun la serviciul de transport local călător, zona metropolitană. Inițiatorii Ștoc Cristian, primarul Comunei Buhoci. Am avut o întâlnire zile trecute în centru de afaceri împreună cu primarul municipiului Bacău, care dumneavoastră vrea să dezvolte zona metropolitană cu acest serviciu de transport public călător. Eu, din punctul meu de vedere, am dat acordul de principiu în prima fază. Mi se pare normal ca cetățeanul de rând să beneficieze de un transport public de călători și chiar dacă intră în concurență cu celălalt transport, nu știu, pe cale legală dumneavoastră o să o justifice. În acest sens trebuia întocmit un studiu pe localitățile din zona propusă, metropolitană de propusă. Acel studiu se pare că are niște costuri și în acest sens am venit în Consiliul Local pentru aprobare. Da, vă rog. Prima dată dau drumul. Domnul Digitiu, în calitate de președinte al zonei metropolitane, o solicitat cofinanțat de la toate comunile în vederea întocmirii studiului. Exact. Da, doar vreau să salutăm cu toții și să acceptăm inițiativa bună a domnului primar Lucianaș Daniel Stanciu Griseu, care oferă și Buhociului șansa de a avea un transport în comun adecvat. Deci, nu am menționat. Să ajungem să concretizăm, să vedem o finalitate a acestui transport. Noi salutăm ideea. E bun, e bine pe mine. E un serviciu pentru cetățean. Da. Bun. Mai sunt discuții referitoare la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Vasile? Trecem la numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 25 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public în Comuna Buhoci. Inițiatorul Ștoc Cristian, primarul Comunei. Să
pare că 5 și 6 au legătură cam pe același proiect. Dar mai bine vă dă explicații, domnul. Deci, în urma semnării contractului de finanțare cu PNDV, cu Ministerul Dezvoltării, prin programul PNDV 2, am făcut proceduri de achiziție publică. Da. În urma procedurii de achiziție publică au rezultat alte sume inferioare celorlalte, anterioare, ca să putem da drumul la cereri pentru finanțare. Întâi trebuie să facem hotărâri, anexa 3, toate copiile după contracte trimise la București și ulterior trimitem facturi pentru decontare. Suntem cu proiect, am făcut proiectul tehnic, deja ne-au facturat. Acum suntem la obținerea de avizii. Ce au fost inițiale erau condiționate, acum ne cer multe lucruri din îndeplinit în condițiile puse atunci, o să fie subiectul proiectului următor. Lucrăm la opțiunea de avizii. Cum avem avizii, depunem pentru autorizare și facem și extinderea de rețele. Sunt 19 tronsoane sau nu mai știu exact câte, de prelungire cu 5-6 stâlpi. Pe tronson. Valoarea proiectului undeva în 5 miliarde la care se adaugă TVA. O singură întrebare, domnule administrator public. Este inclusă și strada de la Iepure până sus, la acea extindere de rețea? Nu uităm pe proiect. Nu, chiar a fost întrebat astăzi de un locatar de acolo și de ce să vă spun? M-a rugat să întreb. Vorba domnului primar. Ne uităm pe proiect împreună, este proiectul vă rog, la ședinții să mă... Și vă spunem unde sunt. Mulțumesc mult. Și am înțeles, cele două proiecte sunt corelate, așa că eu aș spune. Atunci, spun la punctul numărul 5, de pe ordinea de zi, cine este pentru? Domnule Vasile? Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea adoptirii studiului de coexistență pentru rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în Comuna Bucoci. Inițiatorul este domnul Cristian, primarul Comunei. Da. Vorba că am avut aviz condiționat de la EUA. La început am obținut finanțarea, acum noi trebuie să facem, să ducem la îndeplinire un studiu de coexistență cu înlocuirea unor stâlpi. Procedurile în legătură cu IONU le-am luat, dar fără hotărâri de Consiliul Local nu demarăm efectiv angajamente bugetare. Corect. Da? Acolo este valoarea, avem devizul dat de cei de la EON, cu factură, cu tot. Așteptăm avizul dumneavoastră și dăm drumul la plată ca să putem înlocui 7 stâlpi din cei subțiri îngroși, pentru că apare tronsoane noi. Și atunci el nu poate fi ancorat de un stâlp subțire. De asta, aici, la asta constă tot proiectul respectiv. Mai sunt discuții? Nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Domnul Vasile? Trecem la punctul numărul 7 din proiectele suplimentare. Deci, unul din cele două proiecte suplimentare. Da. Practic, este puternicirea. În anii trecuți am fost împuternicit primarul în relația cu ani. Iubușcă. Da. Au mai fost o perioadă în sensul ăsta. Sunt discuții cu privire la acest proiect? Să punem la vot. Cine este pentru? Domnule Vasile? Pentru. Trecem la următorul punct. Vă rog, domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarărilor lucrărilor pentru investiții, amenajări, locuri de joacă pentru copii din satele Comunei Buhoci, întocmirea de proiecte tehnice, studii de aviz și de acorduri, documentații cadastrale și îmbunătățiri aferente lucrării. Aici am avut discuții pe tema asta, privind spațiile de joacă din comun. Neapărat trebuie să privim din unghiul de a proteja copiii, adică să fie într-o zonă mai retrasă. Din discuțiile cu domnul Vici și cu mulți responsabili din comună,
am hotărât că se pot cumva găsi acele spații în incinta școlilor, fiind și îngărdite, fiind și securizate prin parte. Mai multă siguranță pentru copii. Să identificăm, să le cadastrăm, să intabulăm toate procedurile necesare. După care vom iniția, cred că, un alt proiect privind achiziția sau construirea. Vedem la ce și cum vom ajunge. Vă rog. Doresc să-l întreb pe domnul consilier, inițiatorul acestui proiect, domnul Ionuț, dacă, de ce nu a menționat clar, că vrea să evidențiem din acest proiect, nu toate, nu satele comune, ci toate satele comune. Adică trebuie să avem siguranța că acest proiect se va demara în fiecare sat și să duc din comuna Dobor. Deci, după cum citesc aici, vă rog să adăugați în acest proiect. Vă citesc. Articolul numărul 1. Se aprobă demararea lucrărilor pentru investiția, amenajarea locuri de joacă pentru comuni, pentru copiii din satele comunei cu Hoci. Exact. Deci toate satele. Poate fi un sat, două sate, trei sate. Pentru copiii din satele. Vedeți cum mergeți degeaba din nou la facultate. Mergeți din nou la facultate degeaba. Aveți grijă că iar rămâne. Haideți să mai degeaba la facultate. Cred că v-am... Vă rog frumos. Din sate. Cred că v-am răspuns eu la întrebarea care vă aveți dumneavoastră. Mai aveți alte argumente? Păi n-am terminat cum ați întrebat cu toții. Și vă că ne permiteți, domnule președinte. Vă scriu hotărâri toate satele. Vă rog frumos să scrieți în acest proiect menționat în toate satele. Vă scrie, Claudiu, în satele. Satele cu timpul. Satele. Dar pot fi satele sau trebuie să interpretabil. Dar credeți că eu îmi vorbesc ca iurea că vă spun că rămâne repetent? Haideți să facem vorbim. Haideți să facem vorbim. Eu îl cunosc. Haideți că o să modificăm. Credeți că dacă latră știință cea mai... Aveți nesimțirea să știu... Nu intră pe migrație. Haideți, vă rog frumos, haideți ca să continuăm cu de asta făcut. De ce îmi permiteți, domnului viceprimar, că e cam un brot, cum era să spun un mers. Vă rog frumos, haideți ca să spun un mers. Din satele. Din satele. Din satele. Așa, este un mers. Gata, haideți, vă rog frumos. Domnul începător, dar să spun partea bună. E partea bună și am trebuie. Haideți să ne punem la vot acest proiect. Haideți să ne punem la vot. Cine este pentru? Voi scrie hotărâri în toate satele, da? Dacă vă rugați. Domnul Vasile. Să bazez pe dumneavoastră, doamna secretară. Da. Siguranță. Deci toți pentru. Trecem la punctul diverse. Aș vrea avea eu... Dacă îmi permiteți, la punctul diverse, eu am trecut acolo... S-a mutat la știință domnilor consilieri. Până pe 15 iunie este termen de depunere a declarațiilor de avere și interese pentru anul 2020. Și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă stau la dispoziție și cu formulare. Aș fi vrut să le am astăzi pe masă. Este o expresie a unui domn consilier, dar nu este mea. Dar le găsesc la mine. Deci vă aștept să vă pun la dispoziție aceste declarații, aceste formulare. Stimați colegi, am să vă adresez atât dumneavoastră, cât și domnului primar, doamnei secretară, tuturor. Vă rog din tot sufletul să aprobăm achiziționarea unei auto-utilitare necesară atât de mult comunii. Nu pot să merg cu doi muncitori să duc cositorile alea în spinare până la dospire. Când ajung acolo, trebuie să-l lăs două ore ca să se odihnească și pe mâine întoarcem înapoi. Vă rog foarte mult. O altă problemă care cred că interesează pe toată lumea este urgentarea angajării acestui om care se lucrează pe bolul. Pentru că stăm degeaba pe dreapta și până la urma urmei, în această perioadă de aproape două luni de zile, mai vin și oameni și calumniază că se fură motorină. Nu pot să spun că se fură motorină, că eu în termen de două luni de zile nu am făcut un referat să scot 100 de grame. Dar domnul Iftini spune că se fură motorină. Eu ar fi foarte bine să mergem, să mergem acum să-i controlăm pe băieții ăștia în rucsac, domnul Iftini, că dumneavoastră ești jandarm, ești fotograf, ar fi bine să-i controlez, domnule, dar altceva n-ai de făcut, doar stai pentru a pe Facebook și inciți. Păi, ieșiți, altceva nu faci, domnule, nu vezi că ești un nimeni, ai ajuns un nimeni. Un nimeni ești. Ascultă ce spune, ești un nimeni. Vă mulțumesc.
Nu e corect atitudinea. Nu e corect, nu e corect. Doamnă, acuzați oficialul ăsta și cu jigniri, că dacă e pe jigniri, avem... Domnule, domnule președinte, dacă a terminat cu domnul decan al Consiliului Local cu un astfel de comportament și de jigniri aduse de păimătoare la adresa colegilor dumnealui, permiteți să vă pun niște întrebări, domnule primar și domnule viceprimar. Vrem să știm, toți cetățenii din Comuna Buboci, mă ascultați sau... Domnule primar, vă pun niște întrebări, trebuie bine să le și ascultați. Vrem să știm și noi care sunt cheltuielile cu motorină și dacă, în momentul în care puneți motorină la buldo, de ce a pus motorină, de ce a pus motorină și la mașina domnului consilier Ilieș Constantin? Există o plângere, o să vă aduc? De care la mea, mă? La o mașină. Aveți una și știți foarte clar. Uite, este dispus domnul, fostul angajat al lui Ilie. Vezi cum a dus și a pus. Păi nu, eu vă spun ce a spus. Bă, lăsați de mine. Domnul Ionită, domnul Ionită, m-a ascultat. Prea de tot. Pregătă istoria cu bolnav, dar nu așa. Haide să pot termina, domnul, că văd că râdeți așa când vă prinde lumea la colț. Deci domnul Ionică a spus și a și notat cum venea domnul primar și băga 100 de litri, îi cerea să bage 100 de litri de motorină la mașină, la buldo și restul la mașina domnului consilier Ilieș Constantin. Este, domnul este dispus să vină să facă plângere, să facă plângere la poliție. Da. Sună-l. Îl sunăm dacă doriți. Sună-l, să vină poate. Îl dau și pe speaker ca să auzi. Da, bineînțeles, să vină poate. Și... Bun. Să vedeți că cine e așa cum se la... Nu, că mai crește a rezervă. Da? Și a notat. Și nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de mai multe ori. De asta bănuiesc a fost întâmplat primarul are treabă decât să alimentează. Domnilor consilieri, avem cumva o rezervări de 10 tone de aici prin cum de șurcă? N-am zis de 10 tone. Domnul Filiar, dai cu aia, dai cu aia altă. Avem o rezervări de aici. Dar eu ați cerut să auziți ce spune domnul consilieri. Vă rog frumos puțină liniște, că doar... N-a zis că sunteți corecți? Da. Domnul Ionică, bună ziua, Claudiu Timesun. Vă rog să spuneți de câte ori sunt în consiliu local și am spus domnilor primar, consilier și așa mai departe, de ce mi-a spus dumneavoastră mie și anume de faptul că dese cazuri, dumneavoastră, vi se cerea să puneți 100 de litri de motorină în buldo și ceilalți, cealaltă motorină unde o puneați, domnule Ionică? Dar nu înțeleg ce problemă aveți. Nu trebuie să vă fie frică să spuneți adevărul. Spuneți-mi exact ce ați spus mie și ce ați notat și mi-ați trimis. Că dacă... Claudiu Ictime sunt. Sunt în ședință acum. Din unde? Din Buhoci. Din Buhoci? Da. Poate ai greșit numărul adresă. Da, cer scuze, da. Cer scuze, da, greșit numărul. Cer scuze. Da. Asta sunt acum pe domnul. Am strat pe un prieten de-al meu. Da, dacă faceți la școală așa, da. Nici cu oilele ești bun. Adică mă gândeam dacă ești bun. Adică e bun. Dar asta sunt acum. Haideți să-i facem o invitație în ședința. Haideți să-i facem. Haideți ca să nu mai lungim, că suntem deja. La motorină. Spuneți ca să audă și domnii consilieri, unde se punea diferența de motorină? La cine? La mașină? Păi trecută pe foaie. Bacău 05 SCD. Este mașina dumneavoastră? Ce număr? Bacău 05 SCD. SCD nu. S-O-D. Nu. Nu este mașina dumneavoastră? A cui bănuiți dumneavoastră că era mașina, domnule Ionică? Nu
Mulțumesc frumos! O să vă cer să dați o declarație pe tema asta și să facem o plângere la poliție. Da? Vă salut cu respect. O zi bună. O zi bună. Deci s-a pus motorină, domnule primar, la o altă mașină din banii primăriei. Eu n-am împrumutat mașina, am împrumutat, unde a făcut treabă aici la primărie. Deci s-a pus sau nu s-a pus, domnule primar? S-a pus motorină, domnule. Nu știu eu. Eu am dat mașina lui Pieronic. Băi, dar mai ești la poliție. Nu, 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 vă rog frumos, dați cuvântul domn președinte, domnului Muntean, nu fost vici la Tricola, poate foarte respectiv. Da, nu știam ce este vorba. Într-adevăr, în perioada cât eram vici primar al Comunei Bucoci, am împrumutat mașina de la domnul Ileș ca să putem să mergem cu utilajul, pentru că am făcut aversări de asemenea atât pe Dumbrăvița, cât și pe Coțeni, cât și pe Dos Pinești. Am făcut traversările pentru apă și canalizare. Și domnul Ileș, prin bunăvoința dânsului, mi-a dat... În schimbul motorine? Mi-a dat... Uite, ești copil, mi-a dat mie motorină, bă! Păi nu vreți să facă treabă cu ea, păi cine mi-ai dat mașină? Care este baza legală? Vă pun pe mine că un gram, n-am în viața mea, am beneficiat un gram de la mine. Haideți, mă rog, puteți să-l opriți și domnul, să nu mă mai întreb, domnul acela, că nu știu cum îl cheamă. Care s-a scris la tabuța? Eu nu l-am întrebat niciodată, de aia nu vreau să-i pun numele. Vă aplicați, deci am mutat mașina scurs de la domnul Ileș și evident că mașina dumneavoastră funcționează cu motorină, nu merge cu apă, că am pus apă, dar nu merge decât cu motorină și este trecut pe foaie, este reperat în acest sens. Îl putem vedea și reperatul acela, îl putem vedea, domnule primar. Bineînțeles că mai disopat un morț când s-o veniți sau că și un alt mai acuzat de Unde? Deci, arătați-mi și mie unde scrie că aveți dreptul să vă dați motorină din bani publici în mașini private. Ce avem aici alături de noi un domn cetățean al... Am o rugăminte. Domnul președinte, deci eram la diverse. Am votat anumite discuții la diverse. Eu n-am votat nici pe domnul Miclăuș, nici pe domnul Miclăuș. Nu, am votat pe o tribună. Nici pe domnul Miclăuș. Deci, președința trecută, Între o persoană fizică și o instituție se folosește un bun nu împrumutat în baza unui contract de comodat. Nu împrumută nimeni pe nimeni. La fel cum serviciile pe care le face domnul consilier Ionuț Odobișteanu, îl aplaud că sunt benefice comunei, da? Dar la fel trebuie să făcute în baza unui contract de comodat. Oricine vine și verifică la fața locului ce lucrări executa domnul Ionuț Odobișteanu și nu avea acea calitate, putea fi tras la răspundere. Exact.
N-am nicio problemă cu... Mai citiți codul administrativ, domnule. Păi, din câte înțeleg dumneavoastră, ați vrea să rămână să crească bălările aia. Nu ați vrea să faceți treabă. Și după aia să arătați cu degetul. Am crezut că veniți acum și felicitați pe domnul Domiștean. Eu l-am felicitat. Nu să veniți să spuneți, nu să spuneți 30 de centimetri. Nu înțelegeți nimic, domnule. Că dumneavoastră ați măsurat noaptea. Ați măsurat noaptea. Lasă, băi, tu te gândești la oile. Nu aveți 30 de centimetri. Și am 30 centimetri. Hai, vă rog frumos. Vedeți că în afară de jignit nu sunteți capabil de nimic. După ce am făcut frumos, vă rog frumos. Vedeți că jignește, domnule președinte. Corect. Și ce vă oferiți? Să-l jignește-o pe dumneavoastră. Hai, haideți să încheiem aici. Domnule președinte, domnule președinte, ieșirea din satul Buhoci către Dospinești. Dar de-a lungul digului, exact, un drum pietruit de care habar nu avea nimeni. Normal. Dumneavoastră, cine l-a executat, de ce a fost executat, cu aprobarea cui a fost făcut? Discutați cu proprietarii din zonă. Dar primăria nu are acolo. Domnul primar, discutați cu proprietarii din zonă, vă rog frumos. Primăria nu are atribuții să păzească proprietății cetățeanului. Dacă cetățeanul se simte cumva pus în pericol, cineva, eu violat domiciliu sau ceva din genul ăsta, e supărat că face plângere la poliție, nu la primărie. Să înțelegem că proprietatea primăria, cât și consiliul local, nu are nicio răspundere în această comună. Nu, nu, deci noi nu avem atributul legal de a aproba, decât ceea ce am făcut anterior, am dat accesul pe drumurile comunale sau sătești, nu pe proprietatea omului. Pe proprietatea omului, domnii poate să-și creeze cale de acces în urma unor protocoale între ei. Și asta nu implică primăria sub nicio formă, domnilor. Asta înseamnă administrație. Nu este așa. 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 Dar și domnul Iurie Ieteanu. Ba da, pentru că ei țin legătura cu ăștia de acolo de la Varga. El acolo își duce utilajele, acolo și el. Domnul Iurie, vreți să insinuați că domnul Iurie a făcut acel drum pietruit? Nu a fost. Aveți drepturi la el acolo. L-am închis numai în baza cărei. Păi nici mai am închis așa. Domnul avocat al cetățeanului, vă rog frumos verificați lista cu proprietarii din zonă și ne știu de partea că nu v-am luat de partea care îi faceți. Nu mă niciodată. Nu mă niciodată. Nu mă niciodată. Eu zic că nu mă. Ei sunt legătură. Mai mult au făcut ca să bea cu doamna. Haideți, mă rog, haideți să trecem mai departe. Domnul Galben. Haideți să trecem mai departe. Vă rog frumos. Domnul decan, aveți cuvântul. Domnul consilier al partidului USR, al Comunii Buhoci, Claudiu Știg. Eu niciodată n-am făcut într-o ședință publică referire la calitățile dumneavoastră intelectuale sau de pregătire. Vă rog frumos să vă abțineți, să mai faceți referire la adresa mea, la persoana. N-am făcut adresa dumneavoastră, am vorbit cu domnul decan. Domnul Claudiu Știg, sunt atâția oameni aici, când ați spus, și citez ceea ce a spus, că să mai învăț codul administrativ. Vă rog, păi ne-am demonstrat să nu știți. Deci nu sunt de bine. Domnul, dumneavoastră, jigniți oameni. Nu jigniți, vă jigniți, că doar e adevărul, domnule consilier. Nu stea nu, Dori. Dumneavoastră jigniți oameni. Dar trebuie să mie. Fără acoperire. Fără acoperire. Fără să aveți bunul simț. Sunt și un pic mai mărișor ca dumneavoastră. Păi, dacă dați dovadă de bun simț, și de respect, veți fi respectat. Suntem handicapați până la urmă. Diferența din fiecare și dumneavoastră este majoră, din toate punctele de vedere. Demonstrați-o, din punct de vedere a familiei. Eu nu sunt Doru de la Berușan. Eu sunt Munteanu Dumitru, născut în satul Buhoci, comuna Buhoci. Familia din care provin eu, Munteanu, și chiar credeți că interesează pe cineva ce spuneți acum, domnul primar? Interesează pe toți consilierii de aici care înțeleg că sunt. Mai dețineți vreo proprietate în comuna Buhoci? Nu vă privește pe dumneavoastră care sunt proprietăți. Pentru ca să înțeleagă și dacă tot informați, informați problema dumneavoastră. Păi nu mă gândeam că dacă nu mai dețineți. Nu, se justifică
acțiunea pe care o aveți dumneavoastră împotriva Buhocenilor, pentru că nu vă mai pasă de Buhoceni. Nu mai aveți nimic aici. Stați la Drăgușani și vă bateți joc de Buhoceni. Asta faceți, domnule consilier. Pentru cultura dumneavoastră generală. Iar dacă vreți să știți lucrul acesta, puteți să verificați la restul proprietor. O să verificați. Sunteți consilier local. Sigur. Păi întâi verificați și după aia vorbiți, domnule. Dacă sunteți educat. Dar se pare că nu sunteți educat. Cei 19 ani petrecut în străinătate v-au dăunat rău. Nu mai mintiți asta așa. Mă apreciați foarte tare. Spuneați acum 2 ani că mă respectați pentru ce am făcut. Acum, ce ziceți de duplicitar, domnule consilier? Sau ați schimbat barca? Nu, așa am crezut. Păi nu, așa este. Mă respectați atunci că aveați un alt interes. Acum aveți alt interes. Ce simt la un moment dat. Aveți interesul? Să dați afară 20 de oameni din servici și să faceți supermarket. Asta este interesul. Când a venit cel pe care vreau să-l protejați acum, pe raza Comunii Buhoci, nu este cetățean al Comunii Buhoci, știm toată lumea. Da, nu e. Și el, și dânsul, a afectat activitatea unor cetățenii care aveau activitatea de la noi. Nu mai aveți venerități de-astea rasiste. Și atunci am răsărit nimeni sus. Exact, asta face dumneavoastră acum. Nu o să-l nici... Nu păteran, și de domnul Viteu, păteran așa că era de la dealul mare, v-ați luat de dumnealui și l-ați făcut albie de porci? Pe domnul Ghiță, așa îi spunea domnul Nicușor Locanu, că-i duce bățul la stână. Domnul... Asta făcea domnul Ghiță, domnul Nicușor Locanu. Și acum îl deranjează un operator economic, că nu i-ar fi din Boci. Nu asta este calitatea umană. Am fost la un târg și am cumpărat de sintese. Haide, vă rog, prea gros un bradu, ca să mă... Așa este, ăla aveți foarte gros. Haideți, vă rog, de geniște. Ce-i spune de aia, că mă lăsați, eu am de... Eu, pe data de 29 martie 2021, am venit și am cerut să se discute în Consiliul Local și în ședință problemele care eu le-am ridicat. Datorită faptul că am fost consilier din 92 până în 2000, cunosc administrația locală, Constituție și toate legislații. Cu toate că, deci m-am documentat și știți că legislația se schimbă, se schimbă. Bine. Eu am solicitat aici niște chestiuni și le-am sesizat, bine documentate, din cauza că nu se respectă Constituția României. Nu se respectă Constituția. Pentru toți. Deci toți funcționarii publici au jurat că respectă Constituția. Uite Constituția. Constituția spune foarte clar. Dacă nu este separarea puterilor în stat și echilibrarea puterilor în stat, uite așa o să vină un dezastru și o să ne ducem de rând. Că și eu sunt din satul și din comuna Buhoci. Și mă interesează. Mă afectează. Deci, am spus foarte clar. S-a încălcat Constituția României, titlul 1, 4 cu 5. Constituția României. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. 5. În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Ca să știm. Regulamentul funcționare Consiliului Local în cadrul Constituției. Și în cazul ăsta trebuie să intervină puterea judecătorească. Puterea judecătorească este la fel, sunt funcționari publici, ca și noi, sunt plătiți de stat. Ei, dacă nu își fac treaba, și la rândul lor este în codul penal și codul procedură penală, uite că ăsta e în 2021, actualizat. Și ei pot să se ducă, să stea la pușcărie. Înțelegeți? Eu am venit și v-am spus aici, documentat foarte bine. Da? Am văzut că nimeni nu mă bagă în seamă. Am venit pe data 20 aprilie 2021 și am spus așa. Subsemnatul Micrologul Mihai, domnul Cilea Consatului, domnul Alcoș, când prezenta soliții dezbaterea în comisiile Consiliului Local, comisii,
și în ședința Consiliului Local Buzi, a sesizării mele numărul 2058 din 29.3.2021. Și luam în hotărârea Consiliului Local la sesizarea mea. Atașez o copie a sesizării mele tuturor consilierilor locali și distribuită de către secretarul Consiliului Local, pentru a se documenta Consiliul Local, care au jurat că respectă Constituția și legile țării. Conform Constituției României, am dreptul de a sesiza puterea judecătorească pentru dreptarea și pedepsirea celor care se fac vinovați de nerespectarea Constituției României și legilor țării. Asta am. Dar ce n-am respectat? În care nici nemulțumirea n-am înțeles. Nu știu nemulțumire. Eu știu că vi s-a dat câte o sesizare. Da. Da. Păi sesizarea asta trebuie de vorbă în Consiliul Local. Care e nemulțumire? Nemulțumirea este că... Întrebați regulamentul. Să vă spun ce. Prima ședință oficială s-a depus rământă și primarul și consilierii. Da. Au depus rământă că respectă țării, așa s-a iertat Dumnezeu. Bun, s-a respectat. Vine următoarea ședință și vine cu... pe ordinea de zi, adică primarul funcționarea Consiliului Local. Primarul Consiliului Local, dacă nu respect Constituția, Constituția infracțiuni, trebuie să respecte Constituția și legile țării. Da, și ce nu s-o respectă? Legile țării, și asta e legea. Deci toate și nu vă mai spun. De ce râdeți de omul ăsta? N-am înțeles. De ce râdeți de omul ăsta? Abrogat? Nu, că nu-i nicio problemă. Sunteți atât de... E bine să se râdă. Superior lui, că trebuie să luați acești domnul. Deci eu să te mă lăsa și cealaltă. Și nu s-a respectat. Lăsați-i să mai spune, nu mă mai bateți joc. Plângere de penală. Și cu asta basta, unde mi-am povestea. Și toate hotărâri Consiliul Local vor fi abrogate. Pentru că nu ați respectat Constituția și a venit și a înșelat Consiliul, a înșelat Consiliul Executiv. Venim cu regulament funcționare în Consiliul Local care nu respectă Constituția și legile. Asta este. Da. Vreau să vă spun. Primarul, ca instituție executivă, trebuie să fie de picior de egalitate cu Consiliul Local. Da. Instituție și consilieri. Și Consiliul trebuie să aibă un președinte permanent, așa cum are și primăria. Da. Să coordoneze activitatea comisiilor, să convoace ședințele de Consiliul Local. Deci nu mai trebuie să fie subordonat Consiliul Local. Consiliul Local poate să emită să fie Consiliul Local, dacă vrem să fim în Uniunea Europeană, să dăm înainte, să nu mai fie discuții. Deci comisiile trebuie să funcționeze cu 5-10 zile, cum spune la regulament. Și ei vă spun. Domnul Mitroș, mulțumim frumos. Am înțeles cu punctul dumneavoastră de vedere. Bun, bun. Ce problemă? Declar închisă această ședință. Mulțumim de participare. Aștept să răspund, dacă se poate.